Hilde, îți mulțumim pentru informații. Un turist și-a pierdut viața după ce a fost prins sub zăpadă în munții Parâng, în apropiere de vârful Cârja. Bărbatul se afla împreună cu doi prieteni pe un traseu montan extrem de dificil, în ciuda avertizărilor emise de meteorologi. Moment în care au fost surprinși de o avalanșă. Prins sub zăpadă, turistul a fost căutat 10 de minute. La locul incidentului s-au deplasat echipaje de jandarmi montan și salvamontiști. A fost găsit în cele din urmă, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i fi salvată viața. Cei trei bărbați din București au vrut să profite de mini-vacanță și au plecat într-o excursie în Parâng. Au ignorat avertizările de vreme rea și s-au aventurat într-o drumeție pe munte. Doi dintre ei au fost surprinși de o avalanșă, dar unul a reușit să se salveze. În jurul orei 12, un apel sosit la 112 la dispeceratul integrat anunța producerea unei avalanșe în masivul Parâng, zona vârfului Cârja. Turiștii și-au căutat 10 de minute prietenul prins sub zăpadă. Autoritățile au intrat imediat în stare de alertă. S-a constituit o echipă de intervenție pentru acest caz, alcătuită din 3 salvamontiști și 2 jandarmi montani, care s-au deplasat în cel mai scurt timp spre locul producerii avalanșei. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, intervenția cu elicopterul SMURD a fost imposibilă. Bărbatul dispărut a fost găsit în cele din urmă fără suflare. Baza Parâng de 110, recepție. Zona în care s-a produs avalanșa este una foarte periculoasă și greu accesibilă. Cu toate acestea, mulți nu țin cont de recomandările salvamontiștilor și aleg să se aventureze pe munte, de multe ori fără echipament corespunzător. Vârful Cârja, sub care s-a produs avalanșa, are o înălțime de peste 2400 de metri.